Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Evgeni Șefciuc a fugit din Republica Moldova, asta după ce anterior demnitar de cel mai înalt rang de la Parlament și mai au asigurat că fostul lider separatist se află sub monitorizare și că totul este sub control. O fetiță de 11 luni din Slobozia a murit după ce a înghițit o minge de siliconie. A fost operată la centrul mamei și copilului din Tiraspol, dar a cedat. Avocații lui Vlad Filat au depus încă o cerere la Curtea Supremă de Justiție, prin care cer achitarea fostului premier condamnat la 9 ani de închisoare cu executare. Embargoul impus de Rusia în 2006 a fost benefic pentru vinificatorii moldoveni. Aceștia au penetrat de nevoie piața UE, iar acum țintesc piața Japoniei, a Chinei și Marii Britanii. Caz tragic într-o familie din raionul Slobozia, o fetiță de 11 luni a murit după ce a înghițit o jucărie. Potrivit milițienilor transnistreni, micuța era un copil dorit. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august, dar a ieșit la iveală abia acum. Într-o clipă de neatenție, copilul a înghițit o minge de silicon cu un diametru de 4 cm. Părinții au chemat ambulanța, iar fetița a fost spitalizată. Ulterior, ea a fost transferată la centrul mamei și copilului din Tiraspol, unde a fost supusă unei operații. În pofida eforturilor medicilor, copilul a murit la 7 septembrie. Poliția a pornit o anchetă pentru a elucida toate circumstanțele tragediei. Echipa TV8 a fost agresată astăzi în timpul unor filmări. Tu ce e publică? Publică, de svidanie, la revedere. Dar cine sunteți dumneavoastră? Пошла к***у отсюда. Пошел вон, пошли вон, вы не имеете права. Я сказала, не имеете права. Дар Reporterul TV8 a vrut să afle ce se întâmplă cu copiii din cele 10 grădinițe din Chișinău despre care autoritățile spun că încă sunt în reparație. Detalii în câteva minute. Evgeni Șefciuc a fugit din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru TV8 de unul din avocații fostului lider separatist, care a spus că acesta a părăsit țara cu mai mult de 2 luni în urmă. Avocatul spune că nu cunoaște în ce țară a plecat Șefciuc, dar este sigur că acesta va reveni pentru a-și apăra drepturile în cele 5 dosare intentate pe numele lui de către așa numitul Comite de Anchetă de la Tiraspol. După ce la sfârșitul lunii iunie Șefciuc a anunțat pe contul său de Facebook că s-a refugiat la Chișinău, iar ulterior a depus o plângere la Procuratura Republicii Moldova, invocând faptul că cineva ar fi încercat să-l omoare, astăzi avocatul fostului lider separatist a anunțat că el a părăsit Republica Moldova. În prezent el nu este în Chișinău și nu este în țara. Deja de vreo 2 luni jumate. Da, unde el? Nu cunoaște, noi nu dăm așa întrebări. Nu, pe noi nu interesat ca avocat asemenea întrebări. Dar el o să revină și are de gând să lupte în continuare pentru drepturile sale. Declarațiile avocaților se bat însă cap în cap cu cele ale oficialilor moldoveni, care în luna iulie, atunci când presa a scris că Șefciuc a fugit din Moldova, ne-au asigurat în repetate rânduri că situația este sub control. Primul a anunțat despre faptul că Șefciuc a fugit din Moldova, comunistul Vladimir Voronin în Parlament. Ministrul de Interne l-a contrazis imediat. Domnul Diliu, ați întârziat. El la seară a plecat din Moldova. Nu este corect. Cu atât mai mult, aeroportul Chișinău este un aeroport care are o procedură absolut legală ca și toată frontiera noastră și dacă era streacă Șefciuc, erau și probe. Autoritățile din Republica Moldova, care sunt specializate pe domeniul de securitate a Republicii Moldova, țin situația sub control. Se știe absolut tot și sunt implicate toate autoritățile care trebuie să se implice. Contactat astăzi de TV8, Adrian Candu nu ne-a răspuns la telefon. Pe 19 iulie, procurorii ne-au comunicat că Șefciuc a fost audiat într-o cauză penală. El a fost audiat în cadrul unei cauze penale. Nu, detalii nu o să vă dau, investigațiile sunt la început și noi am fi putut să afli chiar în lumea despre ce este vorba. Să nu se consideră nici vizat, dar nici noi să nu putem să acumulăm toate probele care ne le punem la dispoziție.
Contactat de TV8, procurorul Vitale Busoiuc nu a confirmat, dar nici nu a infirmat faptul că Șefciuc ar fi fugit din Moldova. Totuși, el a precizat că știe unde se află fostul lider separatist, dar a refuzat să ne spună care este locația. Juriștii Promolex declarau anterior că Șefciuc putea fi cercetat pentru cel puțin 3 capete de acuzare: uzurparea puterii de stat, organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale și acțiuni premeditate de atâțare a dezbinării naționale. Șefciuc are 5 dosare penale la Tiraspol, dar se declară nevinovat. La rândul său, procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harunjin, evita să spună clar dacă Șefciuc este cercetat penal în Republica Moldova. Și-a amenințat fosta iubită cu moartea, un bărbat de 47 de ani din capitală a fost reținut de oameni legii pentru că și-ar fi amenințat fosta concubină și pe fiul ei minor cu un cuțit. Mâna spate. Potrivit victimei, bănuitul ar fi maltratat-o în repetate rânduri. Ar fi stropit-o cu soluție pe față, după care ar fi amenințat-o că dacă se va adresa la poliție, o va ucide. A fost pornit o cauză penală. Anterior, individul a fost condamnat pentru furt. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o amendă de până la 15.000 de lei sau până la 3 ani de închisoare. După ce au primit arest preventiv la judecătoria sectorului Râșcani, avocații celor 3 polițiști suspectați în dosarul morții lui Andrei Braguț au contestat încheierea la Curtea de Apel. Magistrații au respins însă cererea avocaților de a-i elibera. Magistrații au respins cererile avocaților celor 3 polițiști după mai bine de o oră de deliberări. Suspecții se declară în continuare nevinovați. Eu nu știu de ce. Te-ți spun în folosul lui, cred. Dacă până acum fugeau de jurnaliști, astăzi avocații suspecților au încercat să fie mai cooperanți. I-au spus că nu au văzut imaginile video din care are ieșit că clienții lor ar fi permis maltratarea lui Braguța. Toate probele să le prezinte procurorul. Nu avem probe. Probele sunt în dosar. Noi nu avem acces la probe. Ceea ce mi s-a prezentat, atât. Procurorul care inspectează decesul morții lui Andrei Braguța susține că decizia instanțelor luată de magistrații Curții de Apel este irevocabilă. În ceea ce privește dosarul Braguța, dosarul este la fază de investigare, colectăm probele, le analizăm, identificăm făptuitorii și pe parcurs. Cei 3 polițiști suspectați că ar fi admis maltratarea tânărului Andrei Braguța, urmată de decesul acestuia, au primit arest preventiv la data de 6 septembrie curent. Aceștia au fost escortați la izolatorul CNA pe un termen de 20 de zile. La aproape 2 ani de când a fost reținut și plasat după grativ, Vlad Filat visează să fie eliberat. Avocații au anunțat că au depus încă o cerere la Curtea Supremă de Justiție, prin care cer achitarea fostului premier, condamnat la 9 ani de închisoare cu executare. În cererea sa, apărătorul Igor Popa a invocat mai multe încălcări. După ce în luna august avocații lui Filat au depus o cerere la CEDO în care denunță încălcarea mai multor drepturi, astăzi aceștia au solicitat rejudecarea dosarului și au depus o cerere de recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiție, cerând achitarea clientului lor. Avocatul Igor Popa a solicitat Curții Supreme de Justiție casarea hotărârilor instanțelor naționale, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care Vlad Filat să fie achitat și eliberat din detenție. Recursul în anulare a fost depus deoarece dreptul intern oferă posibilitatea instanței supreme de a remedia abuzurile și încălcările admise la judecarea lui Vlad Filat. Avocații au invocat faptul că în timpul judecării dosarului ar fi fost încălcate mai multe drepturi ale lui Vlad Filat. Lipsa publicității ședințelor de judecată, încălcarea dreptului la un remediu efectiv și a dreptului la apărare, nemotivarea hotărârilor judecătorești, etc. Considerăm că repunerea în drepturi a lui Vlad Filat până la pronunțarea deciziei instanței europene va scuti Republica Moldova de o nouă condamnare la CEDO, se arată în comunicatul avocaților. Vlad Filat a fost lipsit de imunitate și reținut în octombrie 2015 după autodenunțul primarului de Orhei, Ilan Șor, condamnat și el ulterior la 7 ani de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Băncii de Economii. După un proces cu ușile închise, fostul premier a fost condamnat la 9 ani de pușcărie pentru trafic de influență și corupere pasivă. Vlad Filat se declară nevinovat și susține că a fost arestat politic la indicația democratului Vlad Plahotniuc. Acesta, din urmă, nu a comentat niciodată acuzațiile. Cu zâmbetul pe buze și cu o română aproape perfectă, așa s-a prezentat astăzi noul șef al delegației Uniunii Europene în fața președintelui pentru a-i mâna scrisorile de acreditare. Peter Mihalko îl va înlocui pe Pirca Tapiola, mandatul căruia a expirat recent. Am onoare să vă prezint scrisorile de acreditare cu care președintele Consiliului European, ca și președintele Comisiei Europene, ne acreditează
ca ambasador extraordinar și plenipotențiar, șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Deși este de câteva zile la Chișinău, ambasadorul european vorbește foarte bine limba română. Acum câțiva ani el a mai activat în Moldova, fiind consilier politic al reprezentantului special al Uniunii Europene. Șeful statului a primit scrisorile de acreditare, insistând că ambasadorul să nu se implice în discuțiile legate de geopolitică. Ați obținut o moștenire de lucru ușoară. Suntem în preajma unui an electoral, în firma de lucru simplu. Trebuie să lăsăm discuții în geopolitică. Peter Mihalcu a fost până acum ambasador al Slovaciei în Grecia. În Moldova, oficialul îl va înlocui pe diplomatul finlandez Pirkka Tapiola, mandatul căruia s-a încheiat în urmă cu câteva săptămâni. Tragedie de nedescris într-o școală internat din capitala Malaeziei. Cel puțin 25 de oameni, majoritatea copii, au ars după ce instituția a fost cuprinsă de flăcări. Aceasta este o școală religioasă unde elevii învață să memoreze Coranul. Cauzele incendiului încă nu se cunosc, dar se presupune că flăcările ar fi pornit de la un scurt circuit. Poor school fire kills 25 students and teachers. At least 25 students and teachers have died in a fire at a religious school in Malaysia's capital, Kuala Lumpur. Incendiul a izbucnit când elevii încă dormeau. Tinerii s-au pomenit ca într-o cușcă, pentru că școala avea doar o singură intrare, iar geamurile erau înconjurate de gratii de metal. Disperați, elevii cu vârstele cuprinse între 13 și 17 ani s-au adunat la geam și au început să strige după ajutor. He's 14 years old. That is the last time I met him. 23 de elevi și 2 gardieni au murit în urma incendiului. Alte 7 persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital. Trupele de intervenție au reușit să salveze 11 oameni ce se aflau în interiorul clădirii cuprinse de flăcări. Pompierii au reușit să stingă incendiul abia după o oră. Autoritățile sunt de părere că incendiul ar fi izbucnit de la un scurt circuit. În ultimii 2 ani, în internatele din Malaezia au avut loc peste 200 de incendii. Acesta însă a fost catalogat drept cel mai dezastros din ultimele 2 decenii. Echipa TV8 a fost agresată astăzi la grădinița numărul 23 din capitală, în timp ce filma un subiect despre prelungirea reparațiilor la 10 instituții preșcolare din capitală. Furioși ne-au întâmpinat și cei de la grădinița 81, interzicându-ne să intrăm în instituție. Ne-au închis ușa în față, explicându-ne că directoarea nu este în instituție. Cei de la Direcția Educație s-au declarat surprinși de comportamentul subordonaților. Instituție publică. Publică, до свидания, la revedere. Где у вас тут дымнявастра? Пошла. У отсюда. И ты тоже пошёл вон. Пошли вон, вы не имеете права. Я сказала, не имеете права. Идите без разрешения. Incidentul s-a produs la grădinița numărul 23 din capitală, în timpul realizării unui reportaj despre cele 10 grădinițe aflate încă în reparație. Я вам не разрешала. Пошли. А вы кто такие? Зашли на территорию чужую. Сейчас полицию вызову. На улице. На улице. На улице. На улицу. Cu aceeași căldură am fost întâmpinat și la grădinița numărul 81. Echipa TV8 a fost împiedicată să filmeze pe motiv că nici directoarea, nici metodistul nu s-ar fi aflat în instituție. Doamna directoare, e dus la direcție. Da, este doamna metodist? Nu este. Dar unde este anume? Cum trebuie să vă spun, să vă dă părerea sau unde e? E la altă grădiniță. Șeful interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Alexandru Fleaș, s-a declarat surprins de incidentul de la cele 2 grădinițe. De asemenea, el nu ne-a putut spune de ce directoarea grădiniții numărul 81 lipsea de la serviciu în momentul în care instituția a fost vizitată de echipa TV8. Nu știu, trebuie de clarificat la care instituție ați fost și n-ați găsit directorul pe loc, da? Nu vă pot spune. Mai mulți angajați ai instituțiilor preșcolare ne-au anunțat că ar fi fost amenințați de cei de la Direcție Educație după ce s-au plâns jurnaliștilor din cauza salariilor mizere. Este un fals, probabil. Nu cunosc asemenea situații. Noi n-am dat indicații să nu se vorbească cu presa. Dar direcția nu îi presează la acest domeniu.
Nu, absolut deloc. Au fost totuși și situații fericite la grădinițele care și-au reluat deja activitatea. Am început activitatea în instituția preșcolară numărul 62. Practic, toți suntem în serviciu. Iar Direcția Educației a anunțat că 10 grădinițe din capitală nu și-au reluat activitatea pe motiv că nu s-au încheiat reparațiile. Chinezii au găsit cum să-și cumințească vitezomanii. Aceștia au montat la fiecare 1,5 metri limitatoare de viteză. Cum au reacționat șoferii și internauții, vă spunem imediat. Membrii partidului nostru se plâng că ar fi terorizați de Partidul Democrat. Aceștia declară că PD ar exercita presiune asupra primarilor și consilierilor din Bălți, dar și din alte raioane, cerându-le să părăsească formațiunea și să adere la Partidul Democrat, amenințându-i cu dosare penale. Serviciul de presă al democraților a refuzat să comenteze aceste acuzații. Представители din партии в Бельцах через своих родственников, знакомых выходят на наших советников и путем угроз, обещая то, что если они не выйдут из фракции нашей партии, не перейдут в ряды ДПМ или не выйдут независимыми кандидатами, им будут подкинуты наркотики, оружие, боеприпасы, будут возбуждены уголовные дела. Aceștia susțin că nu doar consilierii din Bălți au fost amenințați. În ultima perioadă, relativ recent, am fost preîntâmpinate din surse foarte demne de încredere că poliția locală a primit indicație ca în termeni cât mai restrânși primarul să fie înlăturat din funcție, cel puțin arest la domiciliu. În acest sens, membrii partidului nostru au înaintat un demers către misiunile diplomatice din Republica Moldova, dar și către instituțiile europene. Atragem atenția comunității internaționale asupra terorii declanșate de regimul banditesc al lui Plahotniuc împotriva opoziției politice din țară. Contactat de TV8, purtătorul de cuvânt al PD-ului Vitalie Gămurari a spus că Partidul Democrat nu comentează acuzațiile partidului nostru, menționând doar că Partidul Democrat este preocupat de reforme și că democrații sunt deschiși pentru a colabora în interesul cetățenilor. Atenție, vine poliția, produse alterate, bani necontabilizați și angajați fără carne de muncă. Sunt doar câteva dintre neregulile depistate în urma unor verificări efectuate de poliție la un magazin din capitală. De cealaltă parte, cumpărătorii spun că sunt cu ochii în patru atunci când merg la cumpărături, dar se mai întâmplă să procure și produse nu tocmai proaspete, pe care de cele mai multe ori le aruncă. Polițiștii au fost oaspeți nepoftiți la un magazin alimentar din sectorul Buicani al capitalei. Aceștia au găsit mai multe încălcări, două vânzătoare care munceau la negru și nu aveau nici carnet medical și peste 1000 de lei necontabilizați. Dar cel mai grav este că oamenii legii au depistat alimente expirate, care erau păstrate în condiții insalubre. De cealaltă parte, cumpărătorii spun că verifică cât de proaspăt este produsul pe care îl cumpără. Inegda smătriu, și-o bălă godnă, și-o bălă, cac, срок годности, чтобы бывает такое, потому что дети есть, надо следить за этим. Контролист за это, это норма. Контролист перманент. Cumpăr pentru copil în majoritatea cazurilor. Și normal că le verific. Eu mă uit, dar dacă prefac, n-ai și faci. Eu socot că e tot în regulă. Totuși e magazin mare și a trebuit să fie tot în regulă, să nu prefac. Dacă va fi găsit vinovat, proprietarul magazinului va fi amendat cu până la 15.000 de lei. Embargoul rusesc i-a determinat să-și reorienteze exporturile spre UE și Asia și nu regretă deloc că au făcut asta. Este vorba de vinificatorii moldoveni. Ei spun că munca lor este mai apreciată în vest decât în est. În plus, e o piață stabilă care nu depinde de mutările politice și de șantajul economic. După embargoul rusesc introdus în 2006 de Federația Rusă, vinificatorii moldoveni au suportat pierderi uriașe. Mulți s-au pomenit în prag de faliment. Vinificatorii au povestit cum au depășit acea situație și cum au penetrat piața europeană. E foarte greu internațional, când comercializezi internațional, să spui că uite, Moldova este așa, noi suntem așa o companie, avem așa rezultate, avem așa produse, nefiind prezenți ca o entitate. Da. Diversificarea piețelor e foarte importantă. Dacă să vă spun așa, astăzi cineva m-a sunat și mi-a spus că ar fi posibil să ne întoarcem pe piața rusească și eu i-am răspuns că mie sănătatea și vârsta de-a nu-mi mai permite ca să
mă întorc într-o zonă așa riscantă. Acum vinurile moldovenești cuceresc noi piețe, cum ar fi Japonia, China, Marea Britanie și în continuare Uniunea Europeană. Probleme mai există. Acestea vin însă pe fondul dificultăților de acum 10 ani. Cât au ratat în cei 12 ani de evoluție vinificatorii noștri în condițiile în care nu ar fi existat embargourile? Sunt bucuros să constat că situația este diferită de cea acum 3 ani în urmă, atunci când făcusem prima analiză a situației, a efectelor și vedem că încet, încet ajungem la rezultatele înregistrate în anul 2005. Sigur că sunt valori nominale. Sectorul vitivinicol a implementat o reformă crucială. Cu asistența USAID și a guvernului Suediei, întregul domeniu s-a reprofilat. A fost creat brandul de țară Vinul Moldovei și Oficiul Național al Viei și Vinului, care administrează acest sector. Deci 70% aici, drept spus, noi ne-am format sectorul devenit mai creativ. Ea avea o voce unică. Am început a studia cum să avansăm, fiindcă înainte noi scrieam facturi, încărcam vagoane și le trimiteam pe piețele astea tradiționale. Aici trebuia să cercetăm consumatorul, să vedem ce sunt capabili, să adaptăm produsele noastre la cerințele piețelor. Deci am formulat piețele ținte. Avem primele vinuri cu indicații geografice pe piață, începând cu anul 2016. Deci asta tot este o urmare a celor reforme structurale care au fost începute în anii 2012. Republica Moldova are cea mai mare densitate de vii din lume. Licoarea moldovenească participă la numeroase expoziții internaționale, iar aceasta a generat o creștere cu 50% a exportului de vinuri îmbuteliate în 2016 comparativ cu 2014. În acest an, vinurile moldovenești au fost distinse cu peste 200 de premii în cadrul mai multor concursuri internaționale de vin. Un elev a murit, iar alți trei au fost răniți după ce un minor a deschis focul într-un liceu din statul Washington. Atacatorul a fost reținut de poliție. Potrivit presiei americane, băiatul ar fi recurs la acest gest extrem pentru că ar fi fost tachinat de colegi. Elevii povestesc cu groază cum s-au barecădat în selele de clase după ce au auzit împușcături pe holul școlii. I just hear this loud bang. I thought it was like someone popped something. The thing that kept going through my head was run. He went to his next weapon. A student walked up to him, engaged him, and that student was shot. Cei trei elevi răniți au fost duși imediat la spital, unul dintre care a fost operat. Autoritățile au anunțat că toate victimele se află în stare stabilă, fiind sub supravegherea medicilor. În medii, în instituțiile de învățământ din Statele Unite, au loc aproximativ 50 de astfel de atacuri în fiecare an. Cel mai sângeros a avut loc în 2012 la o școală din Connecticut, când 26 de oameni au murit după ce un individ a deschis focul asupra elevilor și asupra personalului școlii. Chinezii au găsit o metodă inedită de a domoli vitezomanii. Au montat peste 600 de limitatoare de viteză pe o porțiune de numai un kilometru de drum. Filmulețul a devenit viral și a trezit nedumerirea, dar și zâmbetul internauților. Din video se vede cum transportul circulă cu viteza melcului pe această porțiune. Limitatoarele au fost instalate la o distanță de 1,5 metri unul de altul. Nu se cunoaște motivul pentru care anume pe această porțiune de drum s-a decis restricționarea atât de drastică a vitezii, mai ales că este vorba de o curbă unde oricum nu poți dezvolta o viteză prea mare. Continuăm cu sport. Sheriff Tiraspol debutează astăzi în grupele Europa League. Viespele au ajuns în Cehia, unde vor disputa primul meci din cadrul turneului cu formația FC Zlin. Partida va avea loc pe arena Holmots, care are o capacitate de 12.000 de locuri. Tiraspolenii au mai disputat o partidă pe acest stadion acum 18 ani, împotriva formației Sigma, care își dispută meciurile de acasă în acest complex sportiv. Adversara șerifului Zlin este actuala deținătoare a Cupei Cehiei. Înainte de participarea în grupele Europa League, echipa și-a întărit lotul cu mai mulți jucători noi, la fel ca Sheriff. În ultimele 5 partide, echipa din Cehia a înregistrat 2 victorii și 3 înfrângeri, în timp ce Sheriff 3 victorii și 2 egalări. Duelul dintre FC Zlin și Sheriff va avea loc cu începere de la ora 20.
Real Madrid a pășit cu dreptul în prima etapă a celei mai prestigioase competiții fotbalistice intercluburi, Champions League. Elevii lui Zidane nu au avut emoții în fața celor de la Hapoel, câștigând meciul cu 3-0. În alte partide, Manchester City a trecut cu un scor ca la hockey de olandezii de la Feyenoord, iar meciul dintre Liverpool și Sevilla s-a încheiat indecis. A doua zi a primei etape a competiției europene de fotbal Champions League a trecut fără mari surprize. În grupa E, Liverpool a încheiat la egalitate partida cu Sevilla, scor 2-2. Ben Yedder și Carlos Correa s-a remarcat pentru spaniol, iar pentru englez Roberto Firmino și Mohamed Salah. În aceeași grupă, Spartak Moscova a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu slovenii de la Maribor. Manchester City a trecut la scor de olandezii de la Feyenoord cu 4-0 și este lideră în grupa F. John Stones s-a remarcat cu o dublă, iar Aguero și Gabriel Jesus au marcat câteodată. Shakhtar Donetsk este momentan pe locul 2, după ce a debutat cu o victorie în fața italienilor de la Napoli, scor 2-1. Turcii de la Beşiktaş sunt liderii grupei G. Aseară, aceștia au fost mai buni decât portughezii de la FC Porto și au învins cu 3-1. Meciul dintre germanii de la Leipzig și francezii din Monaco s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Dubla lui Cristiano Ronaldo și foarfeca lui Sergio Ramos au adus victoria clubului Real Madrid asupra ciprioților de la Hapoel Nicosia, iar Tottenham a trecut de Borussia Dortmund cu 3-1. Aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!